Ideea care a generat, eu știu, înființarea acestei entități, care a fost cumva o idee corectă, normală, de a găsi soluții de a promova Brăila, turismul și așa mai departe. Cred însă că n-a fost suficient de bine pregătită ca bază materială, ca obiective foarte clare care pot fi atinse pe baza unor realități concrete, nu neapărat doar a dorințelor. Sigur, când îți stabilești niște obiective, trebuie să ai în vedere ce resurse ai, ce posibilități ai și care este perspectiva să le pui în practică. Pentru că, de pildă, dacă noi aveam hotelul tineretului, casa tineretului funcțională și, eu știu, alte componente de bază materială, probabil că lucrurile s-ar fi desfășurat altfel. Pe de altă parte, nu cred că a existat suficientă implicare a doamnei care a condus și conduce încă Rocreativul, care ar fi putut să vină fie cu soluții concrete la momentul oportun, în sensul în care după 6 luni de zile poți să constați că lucrurile nu funcționează și atunci să ajungi la niște concluzii și să propui niște soluții și niște măsuri. Ori să renunți la poziția pe care o ai dacă nu ești capabil să o duci până la capăt. Aici, dacă așa consideră Consiliul Județean și consilierii, bănuiesc că este o măsură bună având în vedere componenta economică. Dacă ne ducem pe cealaltă componentă care înseamnă promovare și dorința și obiectivul pe care l-a avut, cred că nu este bine și poate trebuie găsită cumva o formă care să fie susținută, așa cum spuneam, de alte măsuri care să genereze interes pentru zona Brăilei. Domnule senator, nu vi se pare că s-au dat publicității periodic succesurile, ca să zic așa, ale doamnei Reliana Bogdan, care efectiv n-a făcut nimic. Zero barat, s-a plimbat pe la niște târguri pe banii publici. Nu vi se pare că fostul Consiliu Județean a fost mult prea tolerant și prea înțelegător și prea răbdător cu aceste succesuri, între ghilimele? N-ar fi trebuit să ia în discuție situația mult mai devreme? Au trecut niște ani. Evident că o analiză trebuie să faci măcar anual privind rezultatele pe care le obții într-un domeniu sau altul și probabil că trebuie luat o asemenea măsură mai de mult, dar a ținut de Consiliul Județean, a ținut de consilieri, de speranța că poate lucrurile vor funcționa, dar probabil că trebuie acționat mai de mult. Domnul Rotaru a ținut de Consiliul Județean și de consilieri în care majoritatea era PSD. Și în care acei consilieri majoritate PSD au votat prelungirea mandatului doamnei Reliana Bogdan și majorarea lui de la 2 la 4 ani, fiindcă era extrem de valoroasă în postul ăla. Da, eu nu am elemente mai de profunzime sau mai de nuanță cum s-a întâmplat și obiective a avut foarte clar dacă a avut niște criterii de performanță, dacă ele s-au pus în practică. Și, repet ceea ce am spus, probabil că această măsură trebuie luată mai de mult.